Dragi prieteni, vă salutăm în cadrul celei de-a cincea ediții a evenimentului Live cu Agenția de Guvernare Electronică. Organizăm aceste evenimente în contextul campaniei de comunicare dedicate celor 10 ani de activitate a Agenției de Guvernare Electronică, dar și a e-guvernării în general în Republica Moldova. După cum spuneam, deci în fiecare zi de marți avem asemenea evenimente și ne bucurăm că de fiecare dată avem tot mai mulți urmăritori. Acest fapt ne demonstrează că suntem deci, interesanți și aducem informații utile pentru privitorii noștri. Înainte de a trece la tema propriu-zisă acestui eveniment, pentru că știți că de fiecare dată venim cu o temă nouă, dar vă propun să urmărim în continuare un videospot scurt care va face introducerea în această temă. Vrei să eviți așteptare în rânduri și pierderea timpului pe la ghișee? Este o vreme superbă, tocmai bune pentru plimbare prin parcul copiii. Dar trebuie să reușești să achizi taxa pentru o grădiniță. Nu este nevoie să te împovărești și îngrijorezi atâta pentru o procedură de achitare. MPay este singura platformă guvernamentală care permite achitarea online a serviciilor publice, fără rânduri, timp pierdut și stres. Oriunde te afla, accesează mpay.gov.md și alege serviciul dorit. Alege metoda de achitare online, cardul bancar sau aplicația internet banking a băncii tale și achită. MPay aduce eficiență în locul birocrației, pentru că e guvernul tău. Deci, după cum spuneam, astăzi vom vorbi despre serviciul guvernamental de plăți electronice. Aproximativ două luni, mai exact, deci pe 17 septembrie 2020, s-au împlinit 7 ani de la lansarea serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. În acest timp, numărul serviciilor ce pot fi achitate online este în continuă creștere. Cetățenii au posibilitatea de a efectua plăți și economisind timp, valorificând tehnologiile avansate, iar mai nou evitând pericolele pandemiei. În cei 7 ani de la lansarea prin intermediul MPay s-au efectuat circa 18 milioane de tranzacții și s-au achitat mai mult de 10 miliarde de lei pentru circa 70 de tipuri de servicii publice. Este un mecanism unic, sigur și transparent de achitare a serviciilor publice. Despre evoluția serviciului guvernamental de plăți electronice în Republica Moldova, despre posibilitățile pe care le oferă acesta, îi vor ruga pe colegii mei să vă povestească mai detaliat și anume este vorba despre Dumitru Postu, manager de proiect în cadrul Agenției de Guvernare Electronică, Andrei Plisacar, șef al Direcției Investiții Inteligente în Guvernare Digitală a Agenției de Guvernare Electronică și Vadim Vintilă, consultant juridic. Stimați colegi, aveți legătura. Mulțumesc, Tatiana. Salutare, colegi. Salutare tuturor cei care ne ascultă și ne văd de acasă și nu numai. Astăzi vom prezenta serviciul MPay, întrucât perioada în care ne aflăm e o perioadă destul de complicată și ne indică și ne mai mult ne obligă să stăm de acasă, să păstrăm distanța socială, să nu ne apropiem fizic la anumite ghișee, la bănci pentru a face plăți. Vrem să vă prezentăm serviciul MPay pentru a extinde poate numărul utilizatorilor și cei care încă nu cunosc de serviciul MPay să-i familiarizăm cu acest serviciu ca să utilizeze MPay-ul pentru plățile publice în special și nu numai. Astăzi eu voi începe, voi derula prezentarea, dar voi fi ajutat de colegii mei Andrei și Vadim, fiecare pe aspectele ce țin de
reglementarea juridică a serviciului MPH, pe de o parte, și pe de altă parte, modelul și care sunt costurile și comisioanele aplicate în cadrul serviciului MPH. Dacă da, îmi dați voie, o să partajez cu dumneavoastră prezentarea serviciului MPH. O să mergem pe slide-uri. După care, în final, după ce vom prezenta slide-urile, chiar voi intra pe serviciu MPH și voi încerca să fac chiar un demo să vă arăt ce servicii pot fi achitate în momentan, ce planuri avem noi de viitor, viitor apropiat, viitor mai îndepărtat cu acest serviciu, și sperăm să fie foarte interesant această prezentare. Haideți să începem, imediat doar să partajez ecranul. Colegi, vreau doar să-mi confirmați că se vede și să-i dăm drumul. Se vede, da? Da, dumneavoastră, se vede. Da, mulțumesc. Așa. Deci, așa cum v-am obișnuit în ultimile 5 săptămâni de comunicare, până acum v-am prezentat un șir de platforme care fie au fost lansate pentru prima dată, fie deja existau de ceva timp, dar am vrut cu tot din adinsul să le popularizăm și mai mult. Unul din aceste servicii este și serviciul MPay, care, deși nu lansăm acum, e un serviciu care funcționează, așa cum spunea colega mea mai devreme, funcționează de 7 ani de zile, 7 ani și ceva deja, în septembrie s-au făcut 7 ani. Vom veni aici totodată și cu noutăți care urmează să le implementăm, să le lansăm chiar în perioada următoare, chiar în câteva luni, în ianuarie și în anul următor, la fel vor fi noutăți în cadrul serviciului MPay. MPay-ul a fost lansat, cum spuneam, 7 ani de zile în urmă. Avem circa 647 de servicii cu plată, de la circa 60 de prestatori de servicii cu plată conectați la serviciul MPay. MPay-ul colaborează în scopul încasării plăților cu 14 prestatori de servicii de plată. Aici e vorba de bănci, de oficiile poștale, de terminale de plată, de prestatorii de plată nebancari, cum ar fi cei de monedă electronică. Deci, în total, colaborăm cu 14 prestatori de plată. Până acum au fost încasate circa mai mult de 10 miliarde de lei deja, cam în jur de 4 milioane de lei se încasează zilnic, dacă am face o medie, și peste 18 milioane de tranzacții deja efectuate prin serviciu. Principiile care au stat la baza creării acestui serviciu au fost, în primul rând, comoditate pentru plătitori și beneficiarii de plăți, bineînțeles, dar elementul central al atenției noastre sau conform principiului de user-centric, adică de cetățeanul să fie pus în capul locului, l-am păstrat și l-am folosit la toate serviciile pe care Agenția de Guvernare Electronică le implementează și le lansează. Așa am făcut și în cazul serviciului MPay. Cetățeanul e cel care trebuie să-și aleagă cum vrea să achite, de unde vrea să achite, și el e cel care trebuie să aibă alegerea dată. La fel, am optat pentru deschiderea către toate părțile aferente plăților. Asta a însemnat că noi nu am făcut un serviciu închis, doar o singură instituție și restul să fie pe din afară. Din contra, ne-am deschis în totalitate, am avut o deschidere atât către sectorul bancar, către sectorul prestatorilor de servicii de plată, deci am acceptat pe toți cei care sunt licențiați și le este reglementată activitatea conform legislației. Un alt principiu de care ne ținem și ne bazăm e optimizarea de costuri. Ca și orice alt serviciu pe care îl implementăm, ne ghidăm după principiul de optimizare a cheltuielilor,
să aducem îmbunătățiri în optimizarea costurilor. Așa am făcut și la Ampei. Am încercat să aplicăm diverse tehnici de agregare a plăților pentru a economisi și a diminua cheltuielile aferente acestor plăți. Nu în ultimul rând, legat de deschidere, bineînțeles, vorbim și de parteneriate. Am făcut parteneriate la implementarea MPA-ului, pe de o parte cu sectorul privat, deci am implementat acest serviciu cu ajutorul companiei, unor companii private, cu sectorul public, bineînțeles, aici vorbind de Banca Națională a Moldovei, care ne-a sprijinit enorm la când s-au pus bazele acestui serviciu, cu Ministerul Finanțelor, nu în ultimul rând, care la fel este un participant activ și important în acest serviciu, și, bineînțeles, mulți alți sisteme, de exemplu, sisteme internaționale de plăți, cum ar fi Visa și Mastercard, și alți participanți pe care noi i-am cooptat într-un parteneriat pentru implementarea și operaționalizarea acestui serviciu. Nu vreau aici ca să nu fiu ulterior, într-un fel, să nu uit cumva și efortul și parteneriatul pe care îl avem cu Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, care ne ajută foarte mult la operațiunile zilnice a acestui serviciu. Și un ultim principiu pe care îl aplicăm și l-am aplicat și îl aplicăm în cadrul serviciului MPAY este faptul că MPAY-ul este obligatoriu pentru sectorul privat, sectorul public, îmi cer scuze, și doar o opțiune, deci doar o opțiune pentru sectorul privat, fiindcă guvernul își dorește ca să optimizeze din cheltuieli și a creat acest serviciu ca un serviciu centralizat pentru toate autoritățile publice, dar pe de o parte și pe de altă parte îl pune la dispoziție și pentru sectorul privat, atunci când sectorul privat își dorește sau vrea să adere la acest serviciu. Deci cam astea au fost principiile care au stat la bază și de care ne ghidăm în continuare la implementarea noilor funcționalități ale MPAY-ului. Haideți să mergem mai departe să vedem cronologia, cum a evoluat serviciul MPAY în perioada celor 7 ani de zile. Deci în 2013, când am lansat serviciul MPAY, în septembrie mai exact 2013, el permitea, și în premieră, apropo, s-a lansat această platformă electronică de plăți pentru sectorul public, fiindcă până atunci nu prea erau posibile, chiar aproape deloc nu erau posibile plățile electronice pentru plățile publice, fie că e vorba de taxe, impozite, plăți pentru anumite servicii publice, de eliberarea buletinilor, pașapartelor și așa mai departe. Deci era o premieră atunci când a fost lansat și a fost lansat pentru plățile de la cetățeni către guvern și de la business către guvern. Deci astea erau opțiunile cu care a fost lansat MPAY-ul și era posibilă doar pentru sectorul public. În 2015, atunci când guvernul a fost semnalat și existau denumărate solicitări din partea sectorului privat ca să adere la această platformă, guvernul a decis ca să extindă serviciul MPAY și să permită și sectorului privat să adere la serviciul MPAY. Mai târziu, în 2020, adică anul curent, bineînțeles cu pregătirea din anii precedenți, hotărârea de guvern în baza căreia a fost implementat serviciul MPAY în 2013, e vorba de hotărârea 280, a fost abrogată, de fapt, și a fost elaborată o nouă hotărâre de guvern, 712, aprobată recent, două luni în urmă, în septembrie 23, care deja aduce noutăți în serviciul MPAY. Îl dezvoltă cu câteva funcționalități, cele mai principale fiind procesul de distribuire a plăților. Dacă până acum, până în 2020, vorbeam doar de încasarea plăților prin serviciul MPAY, deja vorbim și de plăți distribuite de serviciu MPAY. Ce înseamnă distribuire de plăți? Înseamnă distribuirea plăților de la guvern sau de la stat către cetățean.
Deci nu doar invers, adică încasări de la cetățean către guvern, dar și de la guvern către cetățean, precum și un funcțional de restituire a plăților. Deci, în cazul în care aveam procesul de încasare a plăților, nu întotdeauna erau posibile restituirile plăților, cel puțin în cadrul serviciului Ampei. De fapt, dacă încasarea se făcea prin Ampei, restituirea se făcea în afara Ampei-ului și asta dădea multe bătăi de cap plătitorilor, în special cât și beneficiarilor de plăți. Restituirea poate fi motivată din câteva aspecte, fie că cetățeanul s-a răzgândit, de exemplu, și nu mai vrea serviciul public să-l acceseze, fie că nu i-a fost prestat serviciul din diverse motive, fie că i-a fost prestat parțial. Și atunci cetățeanul este în drept să-și ceară restituirea aceasta de plăți. Acum Ampei-ul deja prevede, deci cadrul normativ prevede și această opțiune de restituire a plăților. În 2021, deci dacă în anul ăsta a fost elaborat și aprobat cadrul normativ, se lucrează la aspectele tehnice de elaborare. În 2021 deja se planifică implementarea plăților, așa numitor plăți G2C, adică distribuirea de plăți de la guvern către cetățean. În ianuarie 2021 se preconizează lansarea distribuirii plăților CNAS. Și ulterior, bineînțeles, pe parcursul anului și anilor următori, se vor adăuga și alte tipuri de prestații sociale și alte plăți care se distribuie de la guvern către cetățean. La fel, în 2021 preconizăm și să implementăm și restituirea de plăți, cea de care am vorbit mai devreme, care este prevăzută de hotărârea de guvern 712. Și, bineînțeles, vom veni și cu alte, multe, multe alte îmbunătățiri la serviciu, pe care o parte din ele o să vorbesc un pic mai târziu. Cum vă spuneam, momentan, serviciul Ampei presupune doar procesul de încasare a plăților și el aici e demonstrat schematic, nu o să intru în foarte multe detalii. E important să se înțeleagă că Ampei-ul e, așa cum spuneam mai devreme, există o colaborare și un parteneriat cu mulți participanți pentru a face posibile tranzacțiile electronice prin Ampei. Aici vedeți schematic câți participanți de fapt sunt. Vedeți aici, sunt pe de o parte prestatorii de servicii cu plată, cei care de fapt sunt beneficiarii plăților finale. Bineînțeles, este agenția de guvernare electronică ce operează serviciul Ampei. Sunt prestatorii de servicii de plată, cei cu care noi colaborăm pentru încasarea de facto a plăților. Este Banca Națională a Moldovei, care ne ajută cu decontările și compensările finale a plăților pentru transferul acestor la destinație. Și, bineînțeles, Ministerul Finanțelor pentru obținerea finală sau destinația finală a banilor, atunci când vorbim de plăți publice, plăți în bugetul public național, sau băncile comerciale, în cazul în care vorbim de alte tipuri de plăți ale sectorului privat sau a unor instituții publice care sunt deservite de bănci comerciale. Deci ăștia sunt participanții majori și, da, să nu că mi-a scăpat, bineînțeles, elementul principal este plătitorul, adică cetățeanul sau agentul economic. Aceștia fiind principalii actori, principalii participanți în cadrul serviciului Ampei. După cum vedeți aici, sunt câteva fluxuri care sunt asigurate prin Ampei. Pe de o parte este fluxul informațional, care are o importanță majoră. Și importanța majoră e datorită faptului că informația circulând de aici, de la prestatorul servicii cu plată, cel care de fapt încasează plata în final, până la prestatorul servicii de plată, cel care încasează pentru plata pentru acesta, informația dată circulă în mod electronic, de la sistem la sistem,
fără ca cineva să-i o ducă pe hârtie de la unul la altul. Ea circuie electronic, ea se semnează electronic pentru a asigura securitatea și integritatea tranzacțiilor și confirmarea care vine înapoi, iată săgeata asta a doua, confirmarea care vine de la Ampay, întâi de la bancă, să zicem, la Ampay și de la Ampay la prestatorul de servicii circulate, e confirmarea finală care îl obligă pe prestatorul de servicii cu plată să livreze serviciul către plătitor. Deci odată primind confirmarea de plată de la serviciul Ampay, prestatorul de servicii publice este obligat să livreze serviciul, fără că să aștepte ca să vină banii, al doilea flux care îl este aici, fluxul financiar, ca banii să vină în conturile lui. Deci asta este o obligație și un, hai să zic, un principiu statuat în puterea de guvern 712 și toți cei care aderă trebuie să respecte aceste principii. Fluxul 2 financiar se asigură deja după ce tot fluxul informațional este complet, deci ajunge confirmarea de plată aici, fluxul financiar începe, se transmit anumite pachete de plată conform cerințelor BNM de la sistemul automatizat de plăți interbancare, SAPI. MPI-ul transmite aceste pachete cu plăți în SAPI, ele sunt executate și ca urmare sunt transferate sursele necesare, mijloacele bănești sunt transferate la destinație. Fie că e vorba de trezorerie de stat, Ministerul Finanțelor, când e vorba de plăți publice, fie că e vorba de o bancă comercială atunci când vorbim de plăți nepublice sau din sectorul privat. O să mă opresc aici un pic și o să-i transmit ștafeta lui Vadim. O să rog să ne vorbească, ca menționat până acum de cadrul legal, să ne vorbească un pic despre cum este reglementat serviciul Ampay, hotărârea care recent a fost aprobată, care sunt principalele prevederi ale hotărârii date și modelul contractual în baza căruia serviciul Ampay funcționează și este operat. Remarcă, vreau să amintesc privitorilor noștri că pot adresa deci întrebări în comentarii la acest live. Noi să ne străduim să răspundem fie în cadrul acestei emisiuni, fie ulterior. Vă rugăm să adresați întrebările care vă interesează în legătură cu acest serviciu. Mulțumesc! Mulțumesc, Dumitru. Salutare, colegi. Salutare la cei care au ales astăzi fie alături de noi la prezentarea acestui serviciu. Referitor la cadrul normativ al serviciului Ampay, de fapt, în accepțiunea mea, lucrurile sunt destul de simple. Da? După cum a menționat și Dumitru, recent a fost, sau mai bine, s-a intrat în vigoare o nouă hotărâre de guvern, 712, prin care a fost aprobat conceptul serviciului guvernamental de plăți electronice Ampay, care stabilește structura și elementele principale ale acestui serviciu. De asemenea, a fost aprobat regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului Ampay, din care reiese drepturile, obligațiile, principalele fluxuri, activități care se desfășoară în cadrul serviciului respectiv și un alt regulament specific și util pentru procesul de distribuire a plăților este și regulamentul privind modul de ținere a registrului de conturi personale, despre care probabil Dumitru să ne vorbească mai detaliat ulterior. În esență, hotărârea respectivă reiterează aspectele precedente, da, specifice serviciului Ampay, totuși aduce și unele elemente noi, despre care, în principiu, Dumitru a încercat să ne vorbească, eu am să le reiterez și am să prezint și câteva aspecte noi, care au fost introduse prin aprobarea hotărârii respective. Astfel, un aspect nou și foarte important pentru noul serviciu Ampay este introducerea procesului de distribuire a plăților. Ce presupune faptul dat? Presupune posibilitatea de transfer sau distribuirea plăților de la autoritățile și instituțiile publice către cetățeni. Primul
set de plăți care va fi disponibil prin, spre distribuire prin serviciul OMP va fi plățile sociale care sunt distribuite de Casa Națională de Asigurări Sociale. Iar ulterior, pe parcurs, vor fi integrați și alți distribuitori de plăți care vor efectua plăți în favoarea cetățenilor. Un alt element important despre care Dumitru a discutat anterior și l-a expus e faptul că noul serviciu OMP sau dezvoltările noi al serviciului OMP răspund și posibilitatea de restituirea plăților pentru serviciile neprestate sau prestate parțial. Un alt aspect important este faptul că prin serviciul OMP, independență de disponibilitatea prestatorilor de servicii comunale, va fi posibilitatea de a achita serviciile comunale. Astfel, în dependență de solicitările și disponibilitatea acestor prestatori, ei se vor integra cu serviciul OMP, iar beneficiarii serviciilor comunale în perspectivă vor avea posibilitatea să efectueze plățile acestor servicii prin intermediul serviciului OMP. Un alt aspect nou cu care vine hotărârea de Guvern 712 este faptul că se oferă prestatorilor de servicii de plăți, atât celor bancari cât și celor nebancari, posibilitatea de a liberaliza comisioanele pentru plățile încasate în favoarea prestatorilor de servicii din sectorul privat. Dacă pentru sectorul public comisioanele sunt reglementate și stabilite prin diverse acte normative, în cazul plăților încasate în favoarea prestatorilor de servicii din sectorul privat, comisioanele respective vor fi stabilite deja de către bănci individual, de bănci sau de alți prestatori de servicii de plată individual în dependență de efortul și politica de prețuri pe care o au aceștia. Un alt aspect important pe care îl aduce hotărârea de guvern este și faptul că presupune anumite optimizări și automatizări ale serviciului MP, ceea ce simplifică sau reduce efortul atât pentru posesorul serviciului MP, agenția de guvernare, cât și de guvernare electronic, cât și pentru alți participanți la serviciul OMP, și anume vorbim de prestatori de servicii cu plată, vorbim de prestatori de servicii de plată și vorbim de plătitori sau beneficiari de plăți, adică vorbim persoane fizice, juridice, de drept privat. Totuși, dacă am atins deja subiectul legat de participanții serviciului OMP, vreau să fac câteva mențiuni la capitolul dat. Am menționat participanții activi în cadrul serviciului OMP și beneficiarii serviciului OMP sunt atât autoritățile publice cât și persoanele fizice și juridice drept privat. Un rol activ și important și obligat totodată au autoritățile și instituțiile publice din cadrul guvernului. Entitățile guvernamentale au obligația de a utiliza serviciul OMP pentru încasarea plăților de la persoanele fizice și juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor și altor plăți. De asemenea, entitățile din sfera guvernamentală au obligația de a utiliza serviciul OMP mai nou deja și în procesul de distribuire a plăților sociale și altor plăți efectuate de la bugetele componentele bugetului public național. Celelalte autorități și instituții publice, inclusiv autoritățile locale sau persoanele fizice și juridice drept privat, pot utiliza serviciul OMP pentru încasarea plăților sau eventual pentru distribuirea plăților în bază de manifestarea voinței proprii, adică ceea ce este dimensionat este faptul că autoritățile și instituțiile publice pot utiliza serviciul OMP gratuit pentru celelalte categorii, sunt anumite stabilite, un anumit model de tarifare despre care colegii ulterior o să relateze. Cam atât referitor la cadrul normativ actual al serviciului OMP. Dacă vor fi careva întrebări pe parcurs, sunt disponibil să răspund. Aș vrea un pic să mă refer și la modelul contractual al serviciului OMP. Dumitru, în principiu, a relatat fapt și a menționat că serviciul OMP este un mecanism integrator din punct de vedere atât juridic, tehnic, cât și financiar.
ce presupune lucru dat, adică oferă posibilitatea beneficiarilor serviciului întâi, prestatorilor de servicii, distribuitorilor de plăți, plătitorilor și beneficiarilor de plăți de a opta pentru serviciile oferite de toți prestatorii de servicii de plăți. Adică ce presupune în câteva cuvinte lucrul respectiv, prestatorul de servicii de plăți sau distribuitorul de plăți, integrându-se cu serviciul AMPAY, poate încasa sau distribui plăți prin intermediul tuturor prestatorilor de servicii de plată care desfășoară activități în sectorul ăsta în Republica Moldova. Ar fi cam 14 sau 15 prestatori disponibile astăzi în serviciul AMPAY. În eventualitatea în care nu exista serviciul AMPAY, prestatorii de servicii de plată sau distribuitorii de plăți urmau a încheia fie contracte cu fiecare instituție separat, fiecare prestator de servicii de plată, ceea ce ar presupune 14 contracte sau 14 modele contractuale diferite, 14 modele financiare și tehnice diferite. Prin intermediul serviciului AMPAY, adică ceea ce este important de menționat, e faptul că se aplică un singur model juridic, tehnic, contractual și financiar. Și după cum vedem, Agenția de Guvernare Electronică în procesul respectiv are un rol de intermediere și de integrare în raporturile contractuale care apar între prestatorii de servicii de servicii cu plată și distribuitorii de plăți și prestatorii de servicii de plată. De asemenea, un participant activ în procesul de încasare și distribuire a plăților prin intermediul serviciului AMPAY este și Ministerul Finanțelor, care acționează în procesul respectiv în calitate de participant mandatat și asigură inițierea ordinilor de debitare directă necesară procesului de încasare și distribuire a plăților prin intermediul serviciului AMPAY. În principiu, cam asta am vrut să menționez, reiterez încă o dată disponibilitatea de a răspunde la întrebările care vor apărea în prezenta sesiune. Vă mulțumesc mult și vreau să ofer cuvântul colegului Andrei, care se va expune asupra modelului de costuri ale serviciului AMPAY. Vă mulțumesc și o zi bună în continuare la toți. Mulțumesc mult, Vadim, colegi, stimați prieteni. Exact ca orice platformă, serviciu, are și un model economic în spate. De fapt, vreau să desprind două elemente a modelului economic în cazul serviciului AMPAY. Este o componentă care ține de organizarea procesului, administrare operațional și respectiv dezvoltarea serviciului, care este asigurată de către financiar, de către bugetul de stat, și însăși este o responsabilitate limitată a agenției de guvernare electronic. Și a doilea componentă de cost pentru serviciu este, de fapt, acele comisioane care sunt achitate prestatorilor servicii de plată în procesul de încasare și respectiv restituire, distribuire a plăților. În acest sens, când vorbim de încasări în favoarea bugetului public național sau, mai bine spus, destinate trezorie de stat, cum o numim noi, atunci când cetățenii fac tranzacțiile corespunzătoare, nu achită niciun comision, toate comisioanele respective sunt acoperite exclusiv de bugetul de stat și respectiv acoperim chiar și costurile care le ar fi trebuit să le facă bugetele locale sau acele instituții cu statut autonom, fiind un model centralizat și cu finanțare centralizată a acestor comisioane din contul bugetului de stat. Model care ne-a permis să optimizăm la maximum procesul contractual și efortul autorităților în raport cu acest serviciu. Un al doilea element care putem să-l desprindem aici este în cazul în care cetățenii
achită nu, în afară de trezorerie de stat, nu în favoarea trezorerie de stat, atunci modelul este unul combinat, ori achită prestatori de servicii cu plată sau plătitori în dependență de modelul agreat cu prestatorii de servicii private. Când vorbim de persoane juridice, atunci toate comisioanele corespunzător se achită de persoane juridice plătitori, corespunzător. Dumitru, dacă se poate să continuăm următorul slide. O noutate care am venit în acest prin hotărârea Guvernului 712 din anul 2020, hotărâre recent aprobată, exact cum am menționat și colegii mai sus, persoanelor fizice și juridice drept privat sunt în drept și pot utiliza acest serviciu. Totodată, o constrângere până la aprobarea acestei hotărâri a fost că acele comisioane care erau aplicabile, inclusiv sectorului public, se aplicau și sectorului, în cazul sectorului privat. Și atunci, prestatorii servicii de plată cumva au ridicat această întrebare și problemă de a schimba abordarea conceptuală. Și în sensul ăsta am venit cu o abordare de piață liberă, în sensul că în cazul plăților, în favoarea prestatorului de servicii cu prestatorul fizic și persoanelor juridice de drept privat, comisioanele de servicii bancare sunt achitate de către prestatori servicii cu plată sau de către plătitor, în dependență de tarifele și condiții stabilite de prestatori servicii de plată. Și încă o abordare care a venit este legat de serviciile comunale. Ori în cazul serviciilor comunale sunt pentru unele servicii de gaze, energie electrică, apă, canalizare, serviciile pentru aceste, tarifele pentru aceste servicii sunt reglementate și în condițiile, cadrul normativ adoptat, în cazul în care comisioanele sunt achitate de către prestatori servicii de plată, atunci ele nu pot depăși acel cost inclus în tariful reglementat. Și atunci, pe principiul ăsta, în cazul în care achită prestatorul de servicii cu plată, atunci comisioanele respective sunt în limita tarifelor reglementate. Acum vreau să mă expun foarte exact asupra cuantumul comisioanelor corespunzător. Când vorbim de plăți în favoarea bugetului public național, sub formă, cu instrumentul, numerare, internet mobil, internet banking, monedă electronică, atunci, conform legii bugetare anuale, este determinat comisionul și el, corespunzător, este de 1% de la tranzacție, nu mai puțin de leu, nu mai mult de 2,50. În cazul plăților cu cardul, atunci avem o abordare combinată. 0,5 se aplică pentru cardurile, tranzacțiile cu cardurile din Republica Moldova și 2,2 se aplică pentru cardurile internaționale. În partea ce ține de distribuirea plăților, atunci iarăși reglementările din distribuirea plăților din bugetul public național, atunci reglementările privind comisioanele sunt expres stabilite de legile bugetare anuale. Și în cazul legii bugetare privind bugetul asigurării sociale, atunci acest comision constituie 0,7% din tranzacție, în cazul reglementărilor din legea bugetului de stat, constituie 0,8% de la tranzacție. Un comision care este aplicat sectorului privat în condițiile în care dorește să se utilizeze instrumentul PEI, care vine să acopere acele costuri de mentenanță și administrare a serviciului în PEI, suportat de către Agenția de Guvernare Electronică, acest comision este reglementat prin un act intern al agenției și vine să acopere exact costurile de asigurare de și funcționare a acestui serviciu. Acesta am vrut să spun, dacă sunt careva întrebări, cu siguranță vom răspunde și vom face lumină în toate întrebările corespunzător. Mulțumesc mult, Andrei, mulțumesc mult, Vadim. Ați prezentat într-adevăr punctele cele mai importante referitor la cadrul legal, modelul contractual pe care îl aplicăm
Și Andrei, foarte bine ai expus modelul de costuri, comisioanele pe care le aplică pe el. Tocmai, colegi, vreau să zic că a și parvenit o întrebare pe chat despre comisioane, la care Andrei a reușit să răspundă. Mulțumim frumos! Oricum, stimați ascultători, cei care ne văd, adresați-ne întrebări pe parcursul prezentării. Tatiana, dacă sunt întrebări care le putem răspunde imediat în timpul prezentării, adică nu sunt foarte complicate, atunci te rog să intervii și să ne le spui ce întrebări sunt. Da, prima întrebare a fost despre comisioane, tocmai despre cum se percep comisioanele în cazul serviciului MPI. Și a fost răspunsul. Ok. Dacă o să mai fi restul care sunt poate un pic mai complicate, cu un răspuns mai complex, poate le lăsăm pe la sfârșit, după ce mai finalizăm prezentarea și cu siguranță o să dăm răspuns la toate întrebările. Haideți să mergem mai departe. O să vă dau câteva date despre indicatori, întrucât v-am spus până acum că avem 7 ani de zile de când operăm acest serviciu, suntem pe piață. Până acum avem, v-am dat indicatorii și la început, avem indicatori destul de buni, însă asta nu ne-am bat cu apă rece, sunt încă un șir foarte mare de servicii, poate mai puțin utilizate, fiindcă noi ne-am concentrat în perioada asta de 7 ani de zile să acoperim serviciile publice, taxe, impozite, care sunt cele mai solicitate. Fie că e vorba de impozitul pe venit, care fiecare din noi care au venituri trebuie să-l achite anual, sau taxa pentru folosirea drumurilor, care la fel trebuie să fie achitat anual de către persoane. Amenzi, care din păcate uneori le mai primim. Deci, cele mai importante, serviciile de la ASP, de la Agenția Servicii Publice, la fel, în proporție de 95%, cred că, la sută, sunt în MPI. Deci majoritatea deja sunt în MPI. Sunt circa, așa cum vă spuneam, circa 647 de servicii cu plată deja în MPI, prestate de către 60 de prestatori de servicii. Chiar dacă spun servicii cu plată sau prestatori de servicii, aici includ inclusiv instituțiile care de fapt nu prestează servicii. Aștia sunt, de exemplu, serviciul fiscal de stat. El nu prestează un serviciu, dar încasează anumite plăți. Deci aici pun la pachet inclusiv taxe, impozite, amenzi, penalități și așa mai departe. Deci toți formează acest număr de 60 de prestatori de servicii și 647 de servicii cu plată. Din rândul prestatorilor de servicii cu plată, așa cum îi denumim noi în MPI, cei 60 la număr, vedeți aici doar câțiva dintrânși și cei mai importanți am selectat și îi vedeți aici în prezentare. E vorba de serviciul VAMAL, serviciul fiscal de stat, Agenția Servicii Publice, Ministerul de Afaceri Interne, Ministerul de Afaceri Externe cu servicii consulare, CNAM-ul cu polița de asigurare medicală, CNAS-ul cu contribuțiile sociale, Biroul Migrației și Azil, Ministerul Agriculturii, Justiției, grădinițele, un element foarte important. Video-ul de la început chiar a promovat achitarea plăților pentru grădinițe. Avem, apropo, la capitolul grădinițe, cred că aici am acoperit 100%, deci practic toate grădinițele din țară, peste 1400 de grădinițe, toate sunt înregistrate în MPEI și pentru toate pot fi făcute plățile pentru taxa respectivă. Agenția de administrare instanțelor judecată, aici vorbim de cerere de chemare în judecată, deci taxele necesare pentru penalități, amenzi aplicate de instanțele judecată la fel, sunt deja în serviciu MPI înregistrat. Agenția Națională de Transport Auto, avem și companii private deja în serviciu MPI și mulți alți prestatori de servicii cu plată, care îi găsiți accesând, bineînțeles, serviciul MPI, mpi.gov.md. Din rândul prestatorilor de servicii de plată, avem 14 dintre aceștia. Ei formează majoritatea prestatorilor de pe piață, deci încă nu lucrăm cu două bănci, ProCredit Bank și BCR, însă s-ar putea să inițiem această colaborare
și cu ei în cadrul distribuirii de plăți. Deci dacă nu la încasare de plăți, atunci la distribuire de plăți, fiindcă există mulți beneficiari de prestații sociale care doresc să-și primească pensiile și alte prestații sociale la card și nu vor să o primească în numerar și atunci sunt foarte mulți beneficiari care sunt clienți acestor bănci. Băncile date, deja cu ele am inițiat discuțiile și sperăm că din anul viitor poate să începem colaborarea și cu aceste două bănci. Tendințele în perioada dată de 7 ani de zile, după cum vedeți din slide, sunt foarte pozitive. Anual numărul tranzacțiilor este în creștere, o creștere bună. Dacă în primul an când a fost lansat am avut doar 25.000 de tranzacții, MPI-ul atunci, pe atunci era privit, cred că cu rezervă, nu toți erau, înțelegeau ce reprezintă MPI-ul, cum îl pot utiliza, atât din rândul plătitorilor, cât și din rândul beneficiarilor de plăți care erau sceptici la un moment dat. Însă pe parcurs, după cum vedeți, încrederea a crescut, oamenii au început să utilizeze serviciul MPI și numărul acestor tranzacții a crescut pe măsură. Din punct de vedere statisticilor de utilizare pe care le-am înregistrat în această perioadă, ponderea serviciilor care se achită prin MPI e următoarea, deci în jur de 29%, 30% din tranzacțiile din MPI sunt pentru ASP, deci sunt servicii publice ale Agenției Servicii Publice. 19% sunt amenzile contravenționale. Da, din păcate încă avem foarte multe amenzi, oamenii încă încalcă regulile, fie regulile de circulație, fie alte prevederi legale și sunt aplicate și amenzi contravenționale. Impozitele și taxele 18%, taxe și servicii vamale, cât despărțite aici, am despărțit impozitele și taxele cumva fiscale, care sunt necesitate de serviciul fiscal de stat, de taxele și serviciile vamale. Mai avem grădinițele cu 2%, circa 2%, cazierul judiciar cu aproape 4% și serviciile apostilare. Și multe altele, dar sunt un procentaj poate un pic mai mic. Dar astea sunt cele mai mari, cele mai multe tranzacții pe care le înregistrăm. Utilizarea metodelor de plată sau prestatorilor de plată la tranzacțiile pe care le-am înregistrat în MPI, 67% din ele sunt achitate prin băncile comerciale, 23% prin oficiile poștale, 8% prin terminale de plată și doar 2% prin prestatori de monedă electronică. O să trec la ce ne dorim și ce planificăm să lansăm, să implementăm pe de-o parte și să lansăm în perioada următoare în cadrul MPI. Sunt câteva funcționalități noi pe care le-am spus la început, le-a menționat și Vadim mai devreme, funcționalități care sunt necesare în serviciul MPI și în timpul foarte apropiat vor fi lansate. E vorba de procesul de distribuire a plăților, planificată în ianuarie 2021, procesul de restituire a plăților, la fel pe parcursul anului 2021, utilizarea unui cod QR pentru achitare, pentru automatizare și facilitarea achitărilor notelor de plată în MPI, introducerea unui funcțional pentru integrarea serviciilor comunale în MPI și multe alte îmbunătățiri, seturi de funcționalități mai mici sau mai majore care vor automatiza, vor simplifica interacțiunea plătitorului, utilizatorului cu serviciul MPI și va facilita și simplifica modalitatea de achitare. Pe parcurs, bineînțeles, o să vă ținem la curent cu toate aceste noutăți. Le vom mediatiza, le vom promova pentru ca toți utilizatorii să le cunoască. Prima modificare majoră pe care ne propunem în timp apropiat să o lansăm e vorba de procesul de distribuire a plăților în cadrul MPI. Aici vedeți schematic
descris acest proces. În mare parte, așa cum am prezentat mai devreme, procesul de încasare a plăților prin ANPI, adică de la cetățean, plățile de la cetățean către guvern, procesul de distribuire e un proces invers celui de încasare a plăților. Adică plățile aproape în aceeași manieră circulă de la guvern, deci de la Ministerul Finanțelor, de la trezorerie, către cetățean. Ce se întâmplă de fapt? În ANPEI apare un așa numit registru de conturi personale. Acest registru are menirea să țină evidența tuturor plăților care urmează a fi făcute de către stat, către cetățeni. Deci orice instituție publică, autoritate publică care are obligația să facă anumite plăți către cetățean, va trebui să importe această informație în acest registru din cadrul ANPEI-ului. Informația va consta, de exemplu, identificatorul persoanei, e vorba de IDNP-ul, și sumele care sunt destinate acestor persoane, inclusiv destinația acestora, fie că e vorba de pensie, fie că e vorba de o indemnizație medicală și așa mai departe, compensații, etc. Toată informația dată va fi importată de către această instituție care are obligația să facă plățile. Deci, pe de o parte, va importa informația, pe de altă parte, va face disponibile sumele necesare pentru distribuire. Le va face disponibile fie în conturile acestora, fie într-un cont centralizat, trezorial, în care acești bani vor fi cumulați. Și de aici vor fi transmiși mai departe prestatorilor de servicii de plată, vorbim de bancă, oficiu Poșta Moldovei, deci orice prestator de plată care poate distribui, este licențiat conform legislației în vigoare și poate distribui plăți către beneficiarii acestora. Deci banii vor fi transferați aici, instituțiile date, operatorii de plată vor elibera acești de plăți beneficiarilor la solicitare. Sunt două modalități de eliberare acestora. Prima modalitate e eliberarea în numerar, eliberarea tradițională, care majoritatea moldovenilor încă sunt obișnuiți și practică această modalitate în continuare, cu regret. Și a doua modalitate este eliberarea la un cont bancar, sau orice cont, deja nu, cred că nu trebuie să mai vorbim doar de un cont bancar, că poate fi vorba și de un cont în orice alt prestator de plată nebancar, poate fi vorba și de conturi în portofele electronice, de exemplu, dacă acel prestator de plată este licențiat și funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Aceste două modalități își permit fie numerar, și în cazul în care se solicită banii în numerar, ei vor rămâne întotdeauna aici, decât și vor fi transmiși prestatorului de plată, doar dacă vor fi solicitați de către beneficiar. Acesta este un avantaj a aplicării serviciului ANPEI pentru distribuirea plăților, fiindcă fondurile, în mare parte, vor fi păstrate în trezorerie, deci la stat, și statul îi va folosi atât timp cât nu vor fi solicitați de către beneficiar. Beneficiul e că statul și așa la noi întotdeauna nu are bani suficienți și fie trebuie să se împrumute de undeva, fie că din sectorul bancar privat intern, fie extern, dar trebuie să se împrumute pentru a își acoperi cheltuielile bugetare necesare. Dacă am păstra anumite fonduri și nu îi vom transfera prestatorilor de plată decât doar dacă sunt solicitați de beneficiari, atunci aceste fonduri pot fi folosite în mod argumentat și întemeiat de către stat pentru alte necesități, temporar, bineînțeles, pentru alte necesități. Dacă vine beneficiarul și solicită însă acești bani, banii dați vor fi transferați băncii post factum, după ce banca va elibera și confirma serviciul ANPEI că a eliberat suma respectivă unui beneficiar.
Acestea fiind spuse, vreau doar să remarc încă o dată că acest funcțional de distribuire a plăților este în proces acum, suntem chiar într-un proces foarte activ de inclusiv de comunicare cu băncile, deci cu toți prestatorii de plată pentru a se integra. Și cu Casa Națională de Asigurări Sociale avem discuții foarte, foarte active și suntem la o etapă destul de avansată de realizare a acestui proces, în speranța că vom finaliza toate coordonările, toate implementările tehnice. Din ianuarie 2021 este preconizată lansarea distribuirii plăților CNAS-ului prin serviciul OnPay și, bineînțeles, utilizarea tuturor beneficiilor pe care le va oferi serviciul OnPay împreună cu prestatorii de servicii de plată. În cazul restituirii plăților, dacă vedeți aici, e aproape aceeași schemă, același concept ca și în cazul distribuirilor, deoarece tot la fel e vorba de emanarea banilor sau transmiterea banilor de la un prestator de servicii cu plată care deja i-a primit prin procesul de încasare, deci transferul lor înapoi către plătitor. Deci e practic aceeași distribuire. Din punct de vedere tehnic, e vorba de aceeași distribuire, doar că sunt unele elemente poate juridice, deci din punct de vedere juridic, unele elementele specifice și eventual din punct de vedere a utilizatorului, fiindcă poate să-și solicite iarăși modalitatea sa de primire acestor bani. Dar în special, fluxurile respective sunt aproape similare. Prestatorul de servicii cu plată, cel care a beneficiat de plată inițial când plătitorul a transmis plata acesteia, după ce examinează cererea de restituire și confirmă că trebuie să dea banii înapoi plătitorului, transmite sau emite această informație necesară despre plată, la fel în registrul de conturi personale, și indică că pentru acest ident trebuie să fie eliberată o anumită sumă, eventual dacă trebuie să fie o dată exactă când trebuie să fie ridicată și alte detalii importante, după care transferă această sumă într-un cont dedicat restituirilor de plăți și aici finalizează activitatea prestatorului de plată. Mai departe, plătitorul poate să face această plată în funcție de modalitatea care dorește, fie se duce fizic la un ghișeu, la poștă, la bancă, la un oficiu, deci poștal, cum spuneam, și să ridică acești bani după ce se identifică în actul său de identitate, fie își solicită eliberarea acestei sume, restituirea acestei sume pe un cont bancar, un cont de card și așa mai departe. Aceleași modalități se păstrează și în cazul restituirilor. Restituirea de plăți ne propunem să o lansăm anul viitor. Sperăm că în perioada martie-aprilie 2021, în mare parte fiindcă e același proces ca și la distribuire, deci tehnic vorbind suntem aproape asigurați cu funcționalul necesar. Vom examina alte procese care trebuie să le mai punem la punct, organizatori, ca să lansăm și restituirea plăților. Un element nou pe care vrem să-l introducem și o să o facem cât de curând, cel puțin pe anumite componente, este utilizarea de QR pentru automatizări, diverse automatizări și simplificarea modalității de achitare de către plătitor. După cum vedeți aici, ne propunem ca să implementăm o modalitate simplă de, în primul rând, de aplicare a codului bar, de generare și aplicare pe nota de plată a codului QR. Deci, obiectivul e următor, să la fel și hotărârea de guvern 712 impune, apropo, toți prestatorii de servicii cu plată din sectorul public să utilizeze
identificatoare unice ale notelor de plată și unul din ele este identificatorul numeric al acestei note de plată, iar al doilea este acest QR. QR care în sine conține la fel acest identificator de plată, dar și o altă structură descrisă aici. O structură care poate fi scanată și înțeleasă de către sistem. Această obligație este stipulată deci, în hotărârea 712, deci am vrut să ne asigurăm, în primul rând, că să ne sincronizăm cu toți prestatorii de servicii cu plată, că ei vor elibera note de plată deja cu identificatoare unice și cu aceste QR-uri aplicate pe notele de plată. Pe de altă parte, vom transmite operatorilor de plată, prestatorilor de servicii de plată, structura acestui QR și ei, la rândul lor, vor implementa în aplicațiile mobile bancare, în aplicațiile de la terminale de plată sau la ghișeele de plată, vor implementa recunoașterea acestor QR-uri și vor fi identificate prin citirea acestor QR, vor fi identificate notele de plată mult mai facil. În scurt timp, noi vom lansa în cadrul serviciului MPay și opțiunea de scanare, deci direct de pe site-ul mpay.gov.md. Opțiunea prin care plătitorul, de exemplu, având deja nota de plată la mână, poate intra pe serviciul mpay.gov.md, accesa opțiunea de scanare a codului de bare și scanând codul de bare îi va arăta nota de plată care trebuie să fie achitată. Eu o să vă exemplific asta cum ar avea loc. Să admitem deci că nota de plată deja o are plătitorul. Nu va face altceva decât va deschide serviciul MPay, va vedea aici opțiunea QR, deci citirea QR-ului. La accesarea lui se va deschide camera, va citi acest QR și va identifica imediat nota de plată care trebuie să fie achitată. Este un mecanism simplu, în special pentru faptul că acest număr unic al notei de plată, care îl vedeți aici în nota asta de plată mai sus, este uneori persoana poate greși. Ca să nu introduc acest număr mare și să nu admită greșeli, citirea unui QR îi simplifică persoane. Deci, funcționalul dat, deci din MPay, sperăm că în luna decembrie îl vom lansa deja oficial și va putea fi folosit de către plătitori. În cadrul serviciilor comunale, ce ne propunem ca să lansăm? Vom lansa câteva funcționalități noi. Una din ele este pentru facturare, deci importul notelor de plată de la toți prestatorii de servicii comunale, de la asociații locative. Un al doilea funcțional, vom lansa un modul de evidență și calcul a serviciilor prestate, așa numitul billing, inclusiv pentru asociațiile locative. Un modul important fiindcă avem tot mai multe cazuri când, de exemplu, asociațiile locative nu au anumite sisteme în care să gestioneze plățile. Prin acest modul noi îi vom oferi practic un cont asociației locative, unde poate să-și gestioneze plățile, lista de beneficiari, plățile și așa mai departe. Toate aceste module vor pune bazele facturii unice pentru servicii comunale. În special, ceea ce vedem noi astăzi, facturi diverse, de exemplu, pentru gaz o factură, pentru lumină o factură. De ce să nu avem o singură factură pentru toate serviciile comunale? Iată, aceste module care urmează să le implementăm vor fi precondiții pentru a implementa și factura unică pentru serviciile comunale. Aici este exemplificat, bineînțeles, cum va fi implementat din punct de vedere tehnic serviciul MPay. Deci, pe de o parte, putem avea furnizori de utilități, fie asociații locative, care vor avea opțiunea fie de a utiliza invoicing, adică
facturarea, vor importa direct notele de plată pentru achitare și ele mai departe vor fi disponibile pentru achitare. Fie, de exemplu, asociații locative vor utiliza o interfață web pentru gestionarea acestor plăți, generarea notelor de plată, care la fel vor ajunge mai departe în modulul de facturare și ulterior către prestatorii de servicii de plată pentru achitare, bineînțeles. Cam asta am vrut să vă spun despre MPN, atât modelul existent de încasare a plăților, cât și noutățile pe care urmează să le lansăm în perioada următoare. Cu permisiunea Tatianei, dacă mai avem timp, o să intru pe MPN chiar să arăt ce servicii pot fi achitate, cât sunt ele la număr, cum pot fi căutate, cum pot fi achitate și așa mai departe. Da, noi avem și câteva întrebări. Avem și întrebări. Da, avem și câteva întrebări. Dacă îi permiți, eu o să le dau citire, iar voi o să-mi spuneți dacă v-ați referit deja sau nu. Care a fost volumul total al tranzacțiilor prin MPay și care este procentul, gradul de creștere a serviciului? Am prezentat asta mai devreme. Uh-huh. Deci, da. E un procentaj foarte bun, deci anual cam peste 1 milion de tranzacții se adaugă, deci în fiecare an, după cum vedeți, sperăm că și anul curent, 2020, plățile vor fi în creștere, în special cele electronice, având în vedere situația și pandemia în care ne aflăm. În total am înregistrat deci peste 18 milioane de tranzacții în această perioadă de 7 ani de zile, însă numărul e în creștere, într-o creștere destul de mare, odată cu includerea procesului de distribuire a plăților, numărul tranzacțiilor vor crește și mai mult, deoarece numărul tranzacțiilor, de exemplu, de la Casa Națională de Asigurări Sociale este, cred că dacă îmi greșesc, de 18 milioane pe an. Deci doar cu Casa Națională de Asigurări Sociale deja numărul de tranzacții vor crește exponențial. Numărul de tranzacții, dacă vom adăuga în perioada următoare și serviciile comunale, la fel, cred că nu se va tripla, dar cred că de 10 sau mai multe ori va crește acest număr de tranzacții, fiindcă în mare parte serviciile comunale sunt e un număr mare care depășește pe alocuri serviciile publice, fiindcă serviciile comunale sunt achitate practic de către oricine. Deci ne așteptăm ca în viitor apropiat numărul de tranzacții să fie într-o creștere exponențială. Da, o mulțumesc. O următoare întrebare: care sunt perspectivele în timp privind realizarea încasărilor plăților B2G business pentru, deci către guvern, să înțeleg. Da, mulțumesc. Într-adevăr, un subiect care nu l-am atins în prezentare. Noi în MPI acum permitem încasări de la mediul de business, deci la agenți economici, în favoarea unor diverse beneficiari de plăți. Însă avem câteva restricții din punct de vedere a metodelor de achitare. Deci pentru persoanele juridice, momentan nu este disponibilă metoda de plată prin transfer bancar, așa numitul transfer de credit. Suntem într-un proces de discuții deja de ceva timp, însă din păcate încă trenează această activitate și nu am reușit să avem niște termeni mai exacti cu prestatorii servicii de plată ca să punem la dispoziție persoanelor juridice și metoda de plată prin transfer bancar, așa numitul client bank sau internet banking pentru persoane juridice. Însă avem semnale de la câteva bănci că am putea avansa în perioada următoare cu adăugarea acestei metode. Dar încă nu de la toate băncile, deci s-ar putea să avem în perioada următoare câteva bănci
care să permită plata prin MPay cu internet banking persoane juridice. Da, încă noi avem privitorie, după cum spuneam și pe privesc.eu, deci o întrebare vine de acolo, referitor la impozitele, deci, spre exemplu, se aduce impozitul pe cel imobiliar. De ce nu este posibil de a achita impozitul fără a avea la mână scrisoarea unde este indicat acel număr al facturii sau suma exactă care trebuie de achitat? Am înțeles. De ce este obligatorie acest număr? Este obligatorie. Deci, în primul rând, modul cum funcționează serviciul MPay, orice plată este identificată printr-o notă de plată. Da? Deci, așa numitul invoice, cred că pentru toți e mai cunoscut termenul de invoice. Deci, nota de plată este acest document de plată care, practic, asigură procesarea tranzacției prin serviciul MPay. Documentul ăsta ce presupune? De fapt, indică informații despre plată, plata în sine, adică suma plății respective, de exemplu, cine trebuie să o achite, adică cine e datornic cu aceste plăți, IDNP-ul ei, numele, prenumele acestei persoane. Date care sunt, apropo, necesare în cazul când e vorba de impozite. Că cetățeanul ne-a dat exemplu cu impozitul pentru bunuri imobiliare. Ca să fie stinsă această obligație a impozitului bunurilor imobiliare, este nevoie ca să existe aceste date ale persoanei, numele, IDNP-ul, pentru că fiscul, când va primi confirmarea plății, va trebui să stingă această obligație, anume pentru persoana respectivă cu IDNP-ul, da. Nota de plată, bineînțeles, mai conține și alte date, cum ar fi conturile unde trebuie să fie vărsate această plată, de fapt, unde trebuie să ajungă ea la trezorerie, pentru că la trezorerie sunt și acolo foarte multe conturi bancare. Și ca să cunoaștem unde trebuie să transferăm această plată, este nevoie ca să știm și acest cont. Cum trebuie să fie încasată această plată, că ea se va încasa integral, că se va încasa parțial, sau un avans eventual. Nota, deci toate informațiile de care le-am menționat eu sunt transmise de către de facto sunt transmise de către prestatorul de servicii cu plată. Dacă vorbim de impozit, ăsta e serviciul fiscal de stat care ne transmite această informație. Deci nu trebuie plătitorul să o indice el manual undeva. El doar primește această acel aviz de plată, deci care tot e practic nota de plată, aceleași informații, care pot fi găsite în serviciul MPay. Deci prin aceste documente, pur și simplu se asigură procesarea tranzacției respective. Iar cheia pentru găsirea acestui document este acel identificator unic al notei de plată. Noi operăm în cazul MPay, operăm cu doi identificatori. Identificatorul notei de plată eliberat de către fisc, dacă vorbim de impozit, și ăsta e numărul avizului de plată, fie avem și numărul MPay care se aplică pe acest aviz de plată a fiscului, se aplică și un număr unic al MPay-ului. Deci, unul din aceste două identificatoare. Acum, exact la întrebare, ca să răspund de ce nu este posibil și în baza sau fără identificatorul ăsta din avizul de plată, este posibil de fapt. Deci nu e nevoie, atât timp cât știți cât doriți să achitați, știți suma, fiindcă mai bine decât plătitorul nu poate ști nimic. Sau bine, plătitorul este cel care decide cât vrea să achite până la urmă. Avem atât în cazul MPay-ului, eu sper că se vede ecranul meu, da? Da, este ecran. Deci, aici din MPay selectăm, alegem serviciu și aici în filtrul de căutare putem spune impozit, de exemplu, unde avem două opțiuni, dacă vedeți aici, impozitul pe bunuri imobiliare cu aviz de plată, deci e vorba de acel aviz de plată eliberat de serviciu fiscal de stat sau
știu, primăria municipiului Chișinău, dacă vorbim de, de localități, fiindcă municipii, dacă nu greșesc, s-a descentralizat acest impozit și este administrat de către municipalități. Avem și opțiunea alături impozit pe bunuri imobiliare fără aviz de plată, unde nu e nevoie să aveți un anumit număr, doar intrați și vă generați singur această notă de plată. Deci toate datele care de fapt sunt necesare pentru încasarea, pentru procesarea acestei tranzacții, le puteți pune și dumneavoastră, selectând deja opțiunile, dar trebuie să cunoașteți deja ce fel de impozit pe bunuri imobiliare, fiindcă sunt mai multe clasificații aici, trebuie să alegeți cea, cea necesară. De exemplu, pentru persoane fizice, de fapt se va alege clasificația DAP, impozitul bunuri imobiliare persoanelor fizice. Se va indica numele și prenumele, de exemplu, a persoanei. DNP-ul trebuie să fie corect, nu uitați. Deci, tipul de fapt, este o, și o opțiune care nu solicită neapărat acest... Exact. Deci, este și o opțiune care nu-i obligă investitorul să... Opțiunea dată, apropo, e disponibilă atât pe serviciu MPE, iată, doar finalizez demonstrarea, s-a generat nota de plată și mai departe achităm exact metoda pe care ne dorim. Dar mai există și pe site-ul serviciului fiscal. Dacă intrăm pe site-ul serviciului fiscal, la fel există un serviciu de generare pe sine stătătoare, adică singur îți poți genera nota asta de plată pentru anumite impozite și taxe, chiar pentru majoritatea. Este opțiunea aici, achitarea online a impozitelor și taxelor către persoanele fizice. Deci pe site-ul cfs.md accesăm opțiunea dată și aici deja ne indicăm IDNP-ul. Putem să ne autentificăm, dar putem și să... Da, ok, haideți. Eram autentificat pur și simplu. O să ne indicăm IDNP-ul. O să autorizăm și mai departe ne selectăm categoria de care dorim. Și aici, vedeți, tot există bunuri, impozit pe bunuri imobiliare. Și mergem mai departe pe pașii respectivi. Iarăși trebuie să ne selectăm clasificația și adăugăm categoria, localitatea și adăugăm plata și mergem pe același flux și suntem redirecționați, apropo. Deci site-ul Serviciului Fiscal de Stat este integrat cu serviciul MPEI. Și de aici, după ce vă generați invoice-ul de aici, ajungeți oricum în MPEI exact la metodele de plată. Deci exact aici și vă alegeți metoda de plată și achitați plata conform metodei alese. Ce întrebări mai avem, Tatiana? Sau... Mulțumesc frumos, Dumitru. Deci da, mai sunt și întrebări și sugestii, doar că noi ne apropiem de finalul emisiunii și noi vă promitem că vă vom răspunde, deci în particular după acest live. Mulțumesc foarte mult, colegi, deci trebuie să reținem cel mai important că acest serviciu care este disponibil pe mpay.gov.md vă oferă mai multe oportunități, posibilități de a achita diferite plăți rapid, comod și în siguranță. Și în continuare, deci eu o să permit să fac un anunț, deci pentru că vorbeam despre faptul că Agenția de Guvernare Electronică colaborează atât cu instituții publice și, cât și cu cele private, tocmai pentru a promova serviciile care le creează și un exemplu de acest parteneriat este și campania pe care o desfășurăm chiar în prezent în această perioadă. Este vorba de campania de popularizare, de mediatizare a serviciilor electronice prin MPEI în parteneriat cu compania Visa. Și anume, condițiile deci de participare au fost anunțate pe 15 septembrie, când am demarat această campanie. Pe site-ul nostru vedeți condițiile, dar eu o să
spun încă câteva cuvinte despre această campanie, pentru că mai aveți timp până pe 15 noiembrie inclusiv să participați la această campanie. Așadar, deținătorii de carduri Visa, emise de băncile din Republica Moldova, au posibilitatea de a câștiga premii în cadrul acestei campanii promoționale lansate de Agenția de Guvernare Electronică în parteneriat cu Visa. Deci campania presupune acordarea unui bonus garantat și a unor cadouri în baza unei selecții aleatorii. În total, sunt oferite în cadrul acestei campanii 6.000 de premii garantate sub formă de cashback în valoare de 25 de lei pentru fiecare client care efectuează 3 tranzacții de plată la suma de 250 de lei fiecare pe platforma MPay. Neapărat trebuie să fie cu cardul Visa, pentru că în această campanie suntem vorbim despre acest parteneriat. Pentru a participa la tombolă, deci pe platforma MPay, doritorii trebuie să realizeze una sau mai multe operațiuni de plată a serviciilor cu platforma MPay și fiecare opțiune de plată reprezintă o șansă de a câștiga. Trebuie să vă spun că deja o extragere a avut loc, deci câștigătorii și-au primit notificările despre că pot să-și ridice premiile, iar cea de-a doua rundă, deci de extragere va fi deja după finalizarea campaniei, care, după cum spuneam, se încheie pe 15 noiembrie. Deci mai aveți timp, este comod, sigur, simplu acest serviciu, dar și vă oferă posibilitatea de a participa la acest concurs și a câștiga niște premii suplimentare. Dragi prieteni, acestea fiind spuse, eu vreau încă o dată să le mulțumesc colegilor mei. Vă reamintesc că a fost Dumitru Postu, manager de proiect în cadrul Agenției de Guvernare Electronică, Andrei Prisăcar, șef al Direcției Instituției Direcției Investiții Inteligente în Guvernare Digitală, sorry, și Vadim Vintilă, consultant juridic al Agenției de Guvernare Electronică. Noi vă spunem la revedere și vă așteptăm în următoarea ediție a emisiunii eveniment live cu Agenția de Guvernare Electronică. Deja v-ați obișnuit, marți la ora 10, în direct pe privesc eu și pe canalele noastre de socializare, deci Facebook și Agenției de Guvernare Electronică. Vă mulțumim frumos pentru atenție. La revedere! Vrei să eviți așteptare în rânduri și pierderea timpului pe la ghișee? Este o vreme superbă, tocmai bune pentru plimbare prin parcul copii. Dar trebuie să reușești să achizi taxa pentru grădiniță. Nu este nevoie să te împovărești și îngrijorezi atâta pentru o procedură de achitare. MPay este singura platformă guvernamentală care permite achitarea online a serviciilor publice, fără rânduri, timp pierdut și stres. Oriunde te afla, accesează mpay.gov.md și alege serviciul dorit. Alege metoda de achitare online, cardul bancar sau aplicația internet banking a băncii tale și achită. MPay aduce eficiență în locul birocrației, pentru că e guvernul tău.